De astăzi, mascare devine obligatorie în toate spațiile publice deschise, acolo unde rata de infectare a trecut de 6 îmbolnăviri la 1000 de locuitori. Și guvernul a decis să-ți dea din nou zile libere în perioada stării de alertă, în cazul în care copilul tău de până în 12 ani face școală online. Piața imobiliară pare că nu a simțit pandemia. Față de anul trecut, prețurile apartamentelor au crescut cu până la 5-10% în funcție de zonă. Astăzi se împlinesc și 4 ani de când Simona Halep a scris istorie în tenisul feminin românesc. Pe 7 octombrie 2017, Simona devenea numărul 1 mondial după ce o învingea pe Ostapenko în semifinalele turneului de tenis de la Beijing. Și vremea se răcește în toată țara de astăzi. Vor fi ploi în toate regiunile, iar temperaturile vor scădea cu 5-6 grade.